În urma atenționărilor meteorologice de cod galben de vânt și viscol pentru a interveni cu promptitudine în rezolvarea problemelor ce pot apărea în funcționarea sistemelor operate, la nivelul SCJRJ S a activat comandamentul pentru situații de urgență până pe 31 decembrie ora 8. Pentru intervenția rapidă la nivelul comandamentului au fost constituite echipe de intervenție dotate cu toate utilajele necesare ce vor asigura permanența în toată această perioadă, atât în municipiul Constanța cât și în județ. Săceraja să asigură toți abonații societății că echipele de intervenție vor depune toate eforturile pentru asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare la parametri optimi. Singurele probleme ce pot apărea în funcționarea sistemelor de distribuție de apă și canalizare și care nu țin de operativitatea echipelor RAJA sunt cele legate de lipsa energiei electrice, cabluri și fire de înaltă tensiune smulse de vânt. În aceste condiții, toți abonații sunt rugați să dea dovadă de înțelegere, pentru că RAJA va face tot ce este necesar pentru reluarea alimentării cu apă imediat ce sunt rezolvate problemele apărute în furnizarea energiei. Totodată, societatea de apă face un apel către toți consumatorii care înregistrează probleme la sistemul de alimentare sau de canalizare se sesizeze toate avariile apărute la dispeceratul societății la numărul de telefon 0241664444 pentru remedierea acestora într un timp cât mai scurt